Am venit în direct alături de noi, a venit Ana Maria cu doi frumoși copii. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine ai venit astăzi? Cu Andreea și David. Voi sunteți la ce școală? La Andrei și Aguna. Amândoi? Nu. Nu. Eu sunt la Ilia, la liceu Silviu Dragomir. La liceu Momu. Nu așa. La Ilia? Da. Bravo! Și, băi, înseamnă că te-ai trezit de dimineață. La 6. La 6? Băi, să știi că la Ilia... Vreau să spun că am niște neamuri la Ilia. O să are și casă în Ilia, are mai multe case peste tot, dar nu vreau și să mă duc destul pe de des acolo. E cunoscută. Dar voi chiar acolo unde aveți, unde e și liceu, acolo este și școala. Sau unde? Păi, dar câte crezi tu că e scris că Ilia e vreo metropolă? Acolo unde e școala e și liceu. Acolo e? Am dreptate. Nu știu. Pe ce clasă ești? Pe 0. Acum a început. Da. Acum a început. Bravo. Și ce îți place ție să faci la școală? Adică din ce vă învață? Care îți place să desenezi, să cânți, să... Tot îmi place mie. Să joci fotbal, îți place? Da. Bravo. Bun, aveți o sală de sport? O sală da, de sport? Da, da. O știi? De basket. De basket, aia-i. Și joci basket sau fotbal acolo? Basket, că încerc să dau un prietenul meu la coș. Bravo. Deci mergi și la basket. Nu? Bravo. Andreea, tu ești la... Andrei și Aguna, generala 4. Pe ce clasă? A treia. Bravo! Și ție ce-ți place de la școală? Matematica. Frumos! Oh. Bă, la toată lumea place matematica. Și după... Și muzica? După anumită clasă nu mai înțelegi nimic din ea. Ea e o viitoare cântăreață. Da, o viitoare cântăreață. De cine îți place cum cântă? Mihez. Cine? Mihez Ovidiu, învățătorul meu. Îți place cum cântă? Bravo! Ai, pentru asta trebuie să stai un FB. Așa se notează acum. Da. Da. Așa te. FB. Te învață bine. Păi și mie îmi place cum cântă colegul ăsta meu din regie. Da, îți face niște serenade dimineața. Da. Să vezi ce știe. Și așa, pe lângă școală, ce mai faci tu? În fiecare zi, cu ce te joci? Păi... Cu tableta, cu telefon. Tableta, telefonul. Adică închid tableta, ies de pe Facebook, mă pun în pat, intru pe telefon, intru pe Facebook. Nu, că n-are... N-ai Facebook. Ai Facebook? Mi-a făcut. Are Facebook, bă. Deci așteptăm un like să ne dai. Mai mă duc la plimbare, mai mă joc cu prietenii. Bravo. Dacă te duci la plimbare, bine, că dacă doar cu telefonul și tableta, e cam static. Nu. Da, hai să vedem și pozele care vi le-au făcut cei de la GMM. Cu Andreea o să începem. Ți-a plăcut când ai... L-a pozat. Umpsa, nu mi-a plăcut. Deci îți place. Ia să vedem cât de fotogenică este Andreea. Așa. Ai văzut poze până acum sau sunt în premieră? Da, au primit catalogele. Da? Mă, catalogele tot. Oh, super, păi, dar ești foarte dezghețată. Bravo! La ce crede că e vreo înghețată de ciocolată? Da. De care înghețată îți place? Dacă tot vorbeam de înghețată. Sau vanilie. De vanilie. Perfect. Și ție, David? De ciocolată. Bravo! Combinația perfectă. Și Andreea, când o să crești, te-ai gândit ce vrei să te faci? Doctor. Frumos! Perfect. Doctor, dar chiar să știi că te și văd deja. Și model. Da. Mama, na. O doctoriță model. Da. Așa merge, da. Invers cam greu. Nu? Un model doctoriță? Nu. Ori. Trebuie să vezi. Ori model, ori doctoriță. Nu poți. Nu o să poți decât una din ele. Nu mai gândesc. Dar cred că mergi tu pe doctoriță și faci ce vezi dacă mai vrei și model. Vezi unde se câștigă mai bine. Exact. Te hotărăști. Ai problemă de asta. Corect. Uite, un model deja are aptitudini. Da. La desene te mai uiți sau nu? Cum să mai mă uit? Mai mă uit așa de când în când, dar mai mă uit și la știri. La știri, așa la știri, ai? Da. La care știri te uiți? Păi mă uit la emisiunea voastră, da? Viața. Păi cum să te uiți la emisiunea? Te trezești la ora asta, să te uiți la emisiunea? Da. Păi da. Bă, o telespectatoare. Eu nu plec la școală. Foarte bine. Da, o telespectatoare fidelă. Ai văzut? Da. Bravo. Și așa, la ce emisiune te uiți dacă la desenul te mai uiți? La Violeta, ăla-i preferat. La Violeta, băi, băiatule. Da, nu cunosc. Păi dacă îmi fac cunoștință cu ea, să facem cunoștință. La Disney Channel. Ai văzut? La 20 și la 6. La 8. Dacă vrei să știi și orele. Programul. Și hai să vedem și pe David. David, ce sport David, tu în timpul liber ce faci după ce pleci de la școală? Acolo Ilia, tineretul Ilieșan? Da.
Iliada și Ilia, da. Mai ies pe afară, da. Mai joc cu cățelul. Cu cățelul, da. Foarte bun cu cățelul. Ce cățel ai? Păi am 3. Vezi? Super. Două cățele și un câine. Bravo. Un băiat. Stai la casă sau la... La casă. Dar, la casă. La ce era să stai? Și blocul, noi în Ilia. Ce blocul? Noi tu blocuri undeva, cum sunt în Ilia. Colegul, acolo este primar de primar. Le-au asfaltat tot... Tot blocul. E toată comuna asfaltată acum, așa-i? Este asfalt. Este. Deci, te joci cu câinii. Hai să vedem și pozele. La pescuit mergi? La Mureș? Da. Vezi, băi băiatule, mergi la pescuit. Îmi place. Pe cum? Și ce-ți place? Fotbalul îți place? Fotbalul. Da. Da? Place. Fotbalul ce echipă preferată ai? Uclu și CFR. Aha. Păi ăsta e Ardelean de anul. Bă, dar tu, cu amândouă ții, ăia se ceartă unii cu alții. Dar e bun așa. Ce-a făcut Cluj cu CFR? O la bătaie Clujul. Care Cluj? Care din ele? CFR-ul, cred că. Da. Nu? A luat bătaie, așa-i? De la Cluj, parcă. În sfârșit, eu bătutea după atâta. Da, parcă așa a fost. Sau egal, ceva de genul ăsta. Dar cum tu nu știi? Și la fotbal, unde mergi să te joci fotbal? Cam, deocamdată nu mai am niciun, adică nu este aici. Fete faine, ai la școală? Mm-hmm. Îți place de vreuna? Două. Mi se pare corect, ce de una, de două. Da, mă, stai mă, că îl întreb de una, dacă îi place. Ia zi, de cine îți place? De Alexia, că e în clasa a doua. E mai mare ca tine. Mm-hmm. Dar nu, da, nu e problemă, că da. E tot ce trebuie. Se uită la televizor. Se uită la televizor. Acum, trebuie să-i spui, Alexa, vezi că mă duc acolo și să fac cu mână. Dar fii atent că înregistrarea asta o punem și pe internet. Și spui. Transmite-i la Alexa, o cheamă. Da. Ia uite, uite la camera, camera și spune Alexa, te spune, salută. Spune ceva la Alexa, că îți place de ea. Păi da, mie îmi place de ea. Dar da, ei îi place de tine. Da. Și ei îi place de tine. Perfect. Tot ce trebuie atunci. Perfect. Uite, ai făcut o declarație în direct la televizor. Dar și mâine... stai mă că mai are una, Alexa și mai cine? Dacă nu e Alexa, cine e a doua? Soră. Cum? Soră. Pentru că și Alexa din clasa a doua și Antonia din colegă cu mine. Antonia? Da. Și Antonia, Antonia e sora lui Alexa. Da. Foarte bine. Îți place de amândouă. Nu ești încă foarte hotărât de care îți place mai mult. Da. Așa și trebuie, mă. Păi, dar când merge într-un loc. Da? De unde alege? Nu te duci în două locuri. Stai, mă, cum adică nu te uiți la mine? Păi, dar mine vorbesc cu sora ta, tu crezi că e așa? Bravo. Aici, nu? Și pe sora eu cheam Antonia? Antonia, mă, Antonia și Alexa. Antonia și Alexa. Dar ție de care îți place mai mult? Nu vreau știi exact, sigur, da? Nu. Una e brunetă, una e blondă sau cum? Nu, la fel, vor să fie la fel îmbrăcate. A, vor să fie și tu le cam confunzi. Noroc că ești în altă clasă, că altfel nu ai fi știut. Păi nu, că una e cu el în clasă. Dar tocmai asta se explica. Da, bravo. Bun. Și Andreea? Ție băieții? La școală? Nu, nu, nu. Îți scriu pe Facebook. Da, pe Facebook. Ai prieteni? Am. Cât? Cam câți? Vreo 6, așa. Vreo 6 prieteni? Păi dacă trebuie mai mult, păi dacă n-am de o săptămână. De o săptămână? Da. Are 6 prieteni. Din clasă. Din clasă? Păi și aia din clasă, și aia au Facebook în clasă. Da, aproape toți. Aproape toți au. Păi, deci vreau să-ți spun că am fost, tu la Andrei și acum la numărul 4, așa-i? Au niște dotări acolo de, n-ai tu laptop, ce laptopuri au la școală. Niște laptopuri, dar modelul mai mic. Da. Dar șmecher e rău. I5. Avioane. Avionul, nu? Domnul nostru are altcumva. Păi domnul vostru are... Domnul vostru are tot ce trebuie. Are tot ce vrea el. Și ce vă cântă domnul vostru la școală? La orgă, cântă cu noi. Da? Pe, avem acolo patru... Noi, fete, suntem patru fete care știm să cântăm și ne cheam în față să cântăm colegilor. Bravo, bravo. Dar restul din clasă nu prea știu să cânte. Nu prea. Tu știi să cânti, David? Iarna, nu mergi cu Colindu, și acolo sunt tradiții la voi la Colindu. Da. Dar el nu mai strânge bani, alții cântă. Adică el e casierul. Da. Că da, voi dați bani aici, da. Cântă, voi cântați. Bravo. Da, la Colindu și vezi că de la anul, dacă mergi cu Colindu, s-a stabilit o normă europeană, nu se mai cerea decât euro și la Ilia. Deci nu mai mergi să cerdați-mi 10 lei din alea. Nu, doamne, de la 10 euro în sus, că sunt mai mulți. Da. Noi o propun într-o dimineață. Propune. Uite, ai văzut, domnul ei învățător le cântă cu orga. Să-l chemăm pe colegul tău din regie să ne cânte și el ceva într-o dimineață. De aici, live. Da, asta, tu știi, mă, să cânti? Știe. Pe vremuri, auzi, la pian. Păi vine și cântă un Clyderman, ok? David, tu ne-ai zis ce vrei să faci când vei fi mare. Tu ce vrei să te faci, da? Polițiști de infractori. Să prind infractorii. Uh-huh. Alai.
Deci, atent, prima dată fă-te polițist comunitar, faci jos de niște motorină. Da. Și după aceea vezi dacă e ce trebuie, te faci și prinzi și infractorii. Bravo! Bravo, polițist, să nu, să-i prinzi pe toți din Ilia. Îți vreo doi infractori, dar știi tu de pe acum. Bun. Nu. Nu ți-am spus că la vărul i-au furat bateria de la tractor? Păi și nu mi-ai zis că trebuie să-și o găsească singur. Ba da? Păi de-aia trebuie să vină David să crească mare, să facă polițist de infractor. Să-i prindă. Să facă așa lege trebuie. Și ordine. Corect. Bravo. Da, mulțumim mult. Mulțumim mult și vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți, copii. Avem horoscopul pentru astăzi, 26 mai.